Florian Coldea avertizează, după audierea în Comisia SRI, vulnerabilizarea va fi exploatată. Florian Coldea a mărturisit în cadrul unei conferințe de presă, ce neexistând protocoale de cooperare, SRI nu va putea colabora pentru securitatea națională, sublinierei, spune el, există astfel riscuri atât pentru România, cât sublinierei pentru aliații ei. Fostul prim adjunct al directorului SRI a precizat ce va reveni la Comisia de Control a SRI pentru mai multe explicații. Urmarea acestui asalt fere precedent asupra problematicii cu Ministerul Public, serviciul în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol. Azi nu avem protocoale. Cum acționăm pentru a proteja interesele României, sublinierei ale aliacilor noștri, sublinierei în aceste probleme. Vulnerabilisme sau riscme se vulnerabilisme nu doar securitatea României, ci sublinierei aliacilor noștri, sublinierei. Reamintesc tuturor ce vulnerabilitatea are o caracteristică. Este exploatabil, sublinierei, cineva o va face, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să vedem care sunt soluțiile. Ar trebui să comunicăm spionilor ce nu avem protocoale, sublinierei, să stea puțin, să nu se implice până rezolvăm problema. Sau avem, sublinierei, posibilitatea unei soluții adecvate pentru a reuși, sublinierei, să gestionăm aceste riscuri la adresa securității naționale. În concluzie, referitor la toate aspectele vehiculate în spațiul public, ECE am prezentat detaliat felul în care am acționat, sublinierei, toate împrejurile. Am convenit cu membrii comisiei să revenim pentru a lămuri toate aspectele. Constat ce subiectele s-au transformat în fac istorie, sublinierei, acestea, intens promovate, iau locul adevărului. SRI, sublinierei, a făcut treaba, iar oficerii, sublinierei, au îndeplinit cu devotament misiunile încredincate, a declarat Florian Coldea. Florian Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, a fost audiat din nou, joi, pentru mai bine de 6 ore în Comisia de Control Parlamentar al activității SRI. El a fost audiat în comisie, timp de subliniere 8 ore, sublinierei în 13 martie.